Am plăcerea să-l invit alături de mine pe domnul Lucian Bode, ministru al transporturilor, infrastructurii și comunicării, al cărui sprijin în acest demers l-am primit necontenit. Vă mulțumesc în nume personal pentru că ați acceptat să ne fiți parteneri. Onorați supraviețuitori, excelența voastră, domnule ambasador, distinși reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România, domnilor primari, domnule prefect, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, onorată audiență. În primul rând, doresc să felicit organizatorii pentru acest eveniment comemorativ dedicat celor 75 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau și aniversării celor 15 ani de activități educaționale ale Muzeului Holocaustului de aici, din Șimleul Silvaniei. Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului este marcată în fiecare an, pe 27 ianuarie, începând cu anul 2005, când Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în acest sens, rolul acestei rezoluții fiind de a îndemna toate statele membre să respingă, fără rezerve, negarea Holocaustului. Conștientizarea dimensiunii universale a Holocaustului și încurajarea dezvoltării unor programe educaționale privind această tragedie reprezintă coordonate esențiale de acțiune pentru autoritățile statului, astfel încât generațiile viitoare să respingă cu fermitate toate formele de rasism, violență și antisemitism. Mă bucur să văd că la Muzeul Holocaustului din Șimleul Silvaniei există o preocupare în acest sens. Proiectul educațional Eternal Ecos, pe care l-ați dezvoltat, destinat combaterii antisemitismului, rasismului și xenofobiei în rândul tinerilor, prin contracararea influenței ideilor antidemocratice, este unul ambițios, complex și de pionierat, aș putea spune. Vă felicit și vă urez succes în continuare. Momentele de reflecție ca cel de astăzi, prilejuite de comemorarea victimelor Holocaustului, sunt binevenite, dar nu suficiente. Pentru a menține vie în conștiința publică memoria victimelor Holocaustului, statele, prin instituțiile lor și în parteneriat cu instituțiile de cercetare, și alte entități private, au datoria să aprofundeze aceste subiecte, să educe societatea, să mențină pe agenda publică acest subiect pentru a preveni alunecarea periculoasă spre abordări de negare sau de ignorare a ceea ce a reprezentat Holocaustul. Prin mărturiile supraviețuitorilor din lagărele de concentrare, ne putem face o imagine asupra ororilor Holocaustului. Prin vizionarea de documentare și lecturarea textelor de specialitate, de asemenea, dar contactul direct cu locurile unde s-au petrecut aceste atrocități, ne introduce într-un nivel superior de înțelegere a fenomenului. O vizită în aceste țărâmuri ale morții te marchează definitiv și îți arată ce poate genera ambiția necontrolată a unor lideri antidemocratici și orbiți de putere. Personal, mă număr printre cei 50 de sălășeni care în 24-25 ianuarie 2015, în urmă cu 5 ani de zile, am avut șansa să particip la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului în cadrul fostului lagăr de exterminare nazist Auschwitz-Birkenau din Polonia. Responsabilitatea actorilor statali este una uriașă în a preveni repetarea unor astfel de episoade tragice. Iar devierea de la valori fundamentale, precum apărarea democrației,
promovarea toleranței și respectul față de drepturile omului devine periculoasă. Aceste valori trebuie apărate cu fermitate. Iar atunci când într-o societate apar germeni unor manifestări extremiste, întreținute prin discursuri populiste, xenofobe, antisemite sau rasiste, reacția trebuie să fie promptă și articulată. Mă bucur să văd că în perioada post-decembristă, în România s-au făcut pași importanți pentru recuperarea memoriei Holocaustului, pentru conștientizarea prin proiecte educative a ceea ce a însemnat Holocaustul în istoria umanității și pentru combaterea antisemitismului. Nu trebuie să ignorăm, în schimb, faptul că în acest moment, în lume, există în continuare regimuri totalitare. Există regimuri politice care tolerează abuzurile. Există comunități care sunt discriminate pe baza apartenenței lor la o credință, la o etnie. Pentru a contracara aceste derapaje, întreaga comunitate internațională are datoria să promoveze unitatea, toleranța, respectul, precum și tratamentul egal între toți cetățenii. Chiar în aceste zile s-a desfășurat la Ierusalim Forumul Mondial al Holocaustului, unde aproximativ 50 de lideri politici ai celor mai puternice țări din lume, România fiind reprezentată la cel mai înalt nivel de reprezentare, prin excelența sa, domnul președinte Klaus Iohannis, au reafirmat nevoia de unitate și coeziune, de maturitate politică și responsabilitate, care să asigure un climat de pace și stabilitate în întreaga lume. Faptul că România este prezentă la acest eveniment de o asemenea amvergură reprezintă, fără îndoială, o recunoaștere a demersurilor întreprinse de statul român în direcția prezervării memoriei Holocaustului, combaterii antisemitismului și apărării valorilor democratice. Doamnelor și domnilor, istoria Holocaustului trebuie privită nu doar din perspectiva omagiului adus memoriei victimelor, ci și ca fundament al unei strategii de contracarare a intensificării antisemitismului și xenofobiei. Atunci când democrațiile sunt bolnave, când sunt subjugrezite de tentative de limitare a drepturilor și libertăților cetățenilor, este suficient o scânteie care să reaprindă sentimentele de ură împotriva semenilor, iar lumea să retrăiască coșmarul unui genocid de proporții cum a fost Holocaustul. Fie ca memoria victimelor să rămână veșnic în inimile noastre. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru atenție. Îmi vine onorata misiune să-l invit în fața dumneavoastră, să invit în fața dumneavoastră un prieten. Un prieten al României, un prieten al Sălajului și cred eu de astăzi un prieten al Șimleului. Consilier și medic personal al premierului Benjamin Netanyahu, consilier al primului ministru al României, domnul Ludovic Orban, reprezentant al celei de-a doua generație de supraviețuitori ai Holocaustului, născut în Târgu Plăpuș, Maramureș, un prieten drag, care îi mulțumesc că este astăzi aici, alături de noi, doctorul Herman Bergovici.